Păi da, că dacă da? În provincie n-ai ce face, n-ai ce face, n-are asigurări, n-are niciun, așa e și o nebunie, nimeni nu învață pe oamenii ăștia, adică cu ce să-i ajute, nu că e să-i învețe, să-i ajute cumva să recupereze ceva. Cum să afară firme de consultanță, te începe așa banii, te îndrumă, te fac. O chestie, o chestie interesantă aici am văzut. Nevastă mea, dacă nu munceam în sanitar, în chestii domeniul de spital, eu tot beneficiam de spitalizare. Ea muncești și plătești și eu profitam. Dar tu fiind familie, mergeai pe asigurarea ei. Păi da, dar aici vor să facă, da. Chiar dacă ți-ai plătit asigurarea, să plătești când mergi. În afară de urgențe. Asta e o nebunie, nu știu ce e asta. Eu cred că nu e normal. Da, dacă ar fi la tariful ăsta de 10 euro, cum a spus Ponta astăzi, 10 euro, 10 roni, cum a spus Ponta astăzi, maxim, da. Hai să zicem, tot ar fi ceva. Dar de ce să plătesc dacă îmi plătesc asigurarea? Ca principiu ai dreptat. Ca principiu. Păi dacă eu plătesc o chestie și fii atent, când vine primul control care vine la firmă, te ia dacă ai plătit Serghei, ai dreptate. Asigurarea și asta. Ai dreptate. Sănătate. Păi și atunci de ce nu mai plătesc? Ca principiu. Ca alt principiu, suntem într-o situație de criză. Situația din spital e așa cum e. Dacă acești 10 roni, s-ar într-adevăr... S-ar duce în spital, e altceva. Așa, exact. Dar asta. Eu, stai liniștit. Stai, și eu, stai și, liniștit. Și eu vreau să văd. Și eu vreau să văd că Ponta nu e un om rău intenționat. Așa după câte îl cunosc eu. Și eu. Dar eu sper dar să stai nu să fie. Vedem să eu nu fie aerian. Eu nici nu vreau să fie aerian, că aici e problema. Dacă, eu nu vreau să cred că mai furăm și cu ăștia, că am furat-o cu toți până acum. Dacă mai fur cu ăștia, peste puțin mă, că eu am 60 de ani, dacă mai fur și cu ăștia, că mă duc la pensie și ce fac, am furat-o cu toți. Păi, asta e. Nici nu vreau să mă gândesc că nu să... Adică am avut cu atâta speranță, am votat schimbarea asta, că m-am spus foarte clar, eu n-am votat că îl iubesc pe Ponta sau pe Antonescu sau pe Vasilescu sau de, pe ea. Tu ești un optimist incurabil și de-aia nu ți-ai pierdut speranța. Bă, trebuie să discutam cu tine. La vârsta ta de mult nu mai avea speranță. Mașină, pe dacă nu mai fac ce ăștia, cine să fac? Păi nu mai e. Alt partid nu mai e. Nu, deocamdată nu este. Păi și atunci, ce facem în situația asta? Uite, oamenii stau pe afară. Păi îți spun eu ce să-i facem. Dar oamenii să nu-i mai ierte, ci să-i amendeze data viitoare când vin la vot cu aceleași figuri. Că aici e problema. Aici e problema. Adică dacă te-au furat între 96 și 2000 și tu-i votezi din nou în 2000 și în 2004 și în 2008, n-ai decât să-i votezi tot pe aia. Dar momentul în care vine pene nu știu ce la tine da, și iar îl are în frunte păcutare, 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 tu o să spui, păi tatu, eu nu ți-l mai votez pentru că l-ai păcutare. Și gata. Și atunci încep să-i înveți. Domnul încep să se învețe și în minte. Nu mai votăm pe ăștia, votul tot fi fură. Pe care ăștia? Pe ăștia care le-a condus 20 ani. Păi, tot pe ăștia au fost votați. Tot ăștia au fost votați. Pe ăștia, păi eu dacă votez, să zic un partid PP, Nămol PP, l-a votat pe ăla. De ce n-a încet ăla? Tot același lucru. Tot același. De ce a închis OTV-ul? Cum? De ce ai întrebat de ce a închis OTV-ul? Nu, a zis că dacă eu am votat pe PDD-ul, tot băi a ieșit care a fost înainte. Tot ăia au ieșit care au fost înainte, da. Păi da, nu, ăia au avut votul mai mult. Dar cu cine ai votat? Ia de curiozitate, cu cine ai votat? Păi să-ți spun sincer, tu nu m-a dus la vot, Sârghei. Păi nu e bine. E... Da, dar are dreptate, să știi. Nu. Are dreptate, fiindcă n-avea cu cine de pe. Când am ajuns acolo, a zis că nu mai se votează, că nu au un nu știu ce. S-au închis. Da, asta e. Acum o să bage votul pe corespondență. Cu exteriorul, cu voi s-au câștigat multe războaie, s-au câștigat cu exteriorul. Dar asta e viața, n-avem ce face. Sper la un moment dat să-și... Bine, mersi mult de tot. Bine, o seară bună. Mersi, că mai vrei, poți să ne suni, că stăm la dispoziție oricând. Pa, la revedere. Bun, ceau. Pa. Da, mă, vezi că săraci oameni, e trist, mă, să stea afară, te vezi și stai, afară. Păi stai, dar e și trist când vin înapoi, îți spun, vin înapoi, n-au asigurări, n-au aia, chiar dacă au. Au și după aia, la un moment dat, ai văzut ce-ți spune guvernul tot timpul, domne, nu mai sunt bani, nu e normal să plătească 6 milioane de pensionari, când muncesc numai 3 milioane de oameni. Da, vezi, 6 milioane de pensionari, ei și-au îndeplinit obligația față de stat. Și au plătit pensia, așa, deci partea lor de contract și-au
îndeplinit-o. Uite, vezi cum eu nu sunt de acord nici cu chestia asta, cu mulți deputați sau senatori sau care vin, domnule, nu iau salariu. Să nu fac asta. Deci asta, din punctul meu de vedere, este o mare greșeală. Adică cum tu nu iei salariu? Tu trebuie să iei salariu, că pentru asta muncești. Pentru că dacă tu nu iei salariu de la mine, poți să-mi spui și după aia, pe mi-ai dat mie vreun ban, mă? Asta dar nu e normal, omul trebuie fie, bă, da, da. Afară dacă spui la nemți că tu nu ți-e salariul dacă te alergi în Parlament, de afară, adică cum, ce ești tu? Adică eu ți-am spus, aici în materie de oameni aleși, de politicieni, de asta, atâta timp cât omul vede ce vede, că face sau că nu face respectivul, automat ar trebui să-l sancționeze nu numai pe el, dar și partidul care îl propune din nou pe listă. Păi când văd că am o Muhaia care 4 ani de zile n-a făcut nimic sau s-a ținut de scandal sau așa și îl văd din nou pus pe listă, păi pot să țin eu cât o-i ține cu partidul ăla, dar când îl văd din nou pe ăla, eu le și scriu la partid. Fraților, nu vă mai votez pentru că l-a spus păcutare. Păi uite-te numai că lumea i-a înjurat pe Băsescu și pe lui, dar n-a mai putut. În schimb, USL-ul a avut pe listă capi ai acestor oameni pe care lumea i-a înjurat. Și care a fost Nicolae. Rezultatul? Da. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, Nicolae, de unde ești? Bună seara, domnul Serghei și domnul Dragoș, din București vă sun. Pă ce ne vezi? Ca să noi facem un sondaj de opinie. În ceea ce privește... Da, pă ce ne vezi? Ne vezi la televizor sau online? Cele strigătoare, ce am văzut la televizor cu niște prunci legați de pat și un ieșean care de pat într-un spital, adică ca să știm despre ce anume vorbim, ei s-au dus acolo să fie tratați și erau legați de spital, probabil ca în Auschwitz, ca în lagările din Auschwitz, de care vorbea Silviu Brucan, că după 20 de ani vom ajunge să cunoaștem ce este acela un lagăr de exterminare. Vedeți că statistica de la recensământ n-a apărut nici după 2 ani, dar în schimb au apărut vești că se vor face 8 regiuni, o regionalizare cu 2 milioane de persoane de fiecare regiune. 16 milioane, deci. În principiu, eu încep să recunoască că populația asta începe ușor-ușor să dispară. Asta era și planul făcut încă de la Revoluție. Pe lângă prăduirea și dispariția populației odată cu prăduiala care a avut loc, și a fost asta incredibil, șochează un ieșan de 56 de ani care astăzi a ieșit pe toate posturile de televiziune și a anunțat că el vrea să fie eutanasiat pentru că nu mai găsește de lucru de mai mulți ani și trece din leapa nevestei și nu mai suportă atâta umilință și atâta bătaie de joc. Vreau să-l întăresc pe acest și am păcat că nu știu dacă ascultă emisiunea noastră și să se bucure că totuși este sănătos, caută de lucru, pentru că sunt atâția pensionari, oameni în vârstă, milioane de oameni care nu-și permit să-și mai ia rețeta, deci doar rețeta le depășește pensia. N-au bani nici de întreținere, uitați cum vin întreținerele cu câte 5, 6, 7 milioane, dar pui să mai și mănânce. Acei oameni sunt puși în situația de a se sinucide, pentru că el s-a dus cu petiții de eutanasiere la primărie, la judecători, peste tot unde l-a dus mintea, omul s-a zbătut și a intrat în acest cerc vicios pus la punct de aceste forțe ocute, zic eu, din 89. Asta s-a dorit. Asta s-a dorit cu sistemul comunist, asta se dorește probabil și cu ce se întâmplă în Nordul Africii, forțe. Să ne luăm după decret. NATO și această alianță arabă numită, nu mai știu cum o numeau, e Liga Arabă, parte. Era Liga Arabă cu țările OPEC, cu toată gaștea. Ei, astea două au fost prăbușite, au fost distruse. Practic mai există o singură forță care dictează cine trebuie să trăiască și cine trebuie să moară. Este foarte clar pentru noi că aici, dacă am fi luat o atitudine mai din timp, dacă emisiunea asta le-am fi putut face în 2004, să zic, poate mai puteam schimba ceva. Acum am intrat sub copita acestor indivizi care ați văzut cum calcă femeiul ăsta. Nu poți să dai nici la stânga, nici la dreapta. Ei se bucură că au mai amânat 2 luni acea clauză cu ei. Deci, practic, ăștia spun exact ce trebuie să faci. Ce vinzi, ce mănânci, ce cumperi, cât trebuie să trăiești. Da, am devenit colonie, foarte clar. Și un lucru este foarte clar. Populația care este tânără și bună de lucru a fost extrasă în afara granițelor. Cei care procrează, copiii inteligenți, toți sunt trași afară, trasă seva națiunii, iar restul de bătrâni exterminați. Și cei care sunt în... deci există un Auschwitz, un război al treilea mondial, cum nu s-a dus vreodată pe pământul ăsta. În momentul în care tu îți apare în situația asta un partid
salvator cu ghilimele, cum e PPDD-ul și OTV-ul și le stai în cârcă și zici aceste lucruri, seara de seară îi deranjează cumplit pe acești oameni care conduc o lumea din spate. Domnul Dragoștic a lucrat acolo și noi atacam toate subiectele. Nu știu cum se simt chiar atât de departe, dar oricum, un pic câte un pic, așa făcea progrese. În 2004, eu tot așa, prin intermediul televiziunii, că asta e, să dai libertatea omului să vorbească. Deci, care sunt oamenii lui Dumnezeu? Oamenii lui Dumnezeu îți dă voie să vorbești liber. În momentul în care te duci la un post de televiziune și spune pomul în gură, ăia lucrează cu diavolul, e clar. Deci iată că la Serghia la acest lucru bun de la Dan Diaconescu. Pentru o, asta cum vrei să fim o televiziune în care omul să-și spună... Facem partidul ATV-ist. Alo. Da, da, oricum noi vrem să fim o televiziune în care fiecare să-și pună păstul, adică nu vreau să fiu, nu suntem părtinitori, nu punem pumnul în gură, nu spunem nimic, noi nu ținem cu absolut nimeni, decât cu oamenii care nu au să-și pună păstul. E foarte bine. Eu așa spun, oamenii lui Dumnezeu nu pun pumnul în gură celorlalți oameni. Asta e prima chestie definitorie și vă spun, e vorba aici de deșteptarea conștiințelor în momentul în care un post de televiziune, cum e OTV-ul, cum e postul matale mai micuț acum care se va dezvolta în funcție de oamenii care îi aduce acolo, a slujiși lui Dumnezeu. Pentru că n-ai cum să te opui acestei forțe care a pus mâna pe toată puterea informatică. Practic ei stăpânesc tot ce se cheamă televiziune. Stăpânesc tot ce înseamnă justiție. Dar ai curajul să spui justiție, dreptate, măi la Gigi Becali ce pățește. Își bat joc efectiv de el. Nu mai ai curaj să când ajungi la tribunal, deja, aoleu, Doamne, să nu supăr pe cineva că intru nevinovat în pușcărie. Știți cum ți se fac tot felul de lucrători? Pentru că toți oamenii care lucrează acolo sunt acei Ghisa Tristanda, acel blestem al lui Caragiale, care urmărește această națiune. Acești oameni în uniformă și-au vândut sufletul diavolului, efectiv. Și poporul a urmat la vot când se duce și uite și acolo. Și sufletul pe un mic, pe o bere, și s-au autodistrus. Deci poporul după 23, un sfert de secol de răbdări prăjite, uite că dispărând pe națiune. E cumplit de jalnic. Și ce facem noi acum? Că practic, nu știu, n-avem nicio șansă să oprim această nenorocire care a pasat. În primul rând, nu mai suntem români, că suntem români, am devenit preșuri. Vă uitați cu atenție, există un generalul MacArthur, măcelarul din Bosnia, mi se pare. El se ocupă pe lângă Băsescu și Ponta. Firma Chevron, care aduce nenorocire aia pe litoral. Iată că Uniunea Europeană a dat aviz favorabil ca să exploateze aceste gaze de șist. Da. Ce se va alege cu litoralul nostru? Nu ducem în Bulgaria, în Turcia, în Grecia, dar nu e asta o soluție. Așa dar vă ascult. Așa este, la un moment dat, noi litoralul nostru va fi distrus și noi vom merge în alte țări. Că așa, nu vedeți că și televiziune fac reclamă anti-litoralul românesc. Dacă toată vara vă uitați la televizor, la noi sunt alge, mizerie, nenorocire, la Bulgarie fericire. Adică deja toate televiziunile mari îndreaptă lumea spre alte, care e o chestie antinațională. Eu n-aș da voie la o televiziune națională să îndrepti populația către altă țară. Dar, în fine, asta e România la ora actuală, n-avem ce face. Auzi, Serghei, da, uite că foarte interesantă intervenția domnului Nicolae și îl mai și așteptăm și alte dăți, că e unul din telespectatorii de care mi-aduc aminte cu mare plăcere de pe vremea OTV-ului. Și aveam nopți lungi așa de conversații cu oameni inteligenți și interesanți ca domnul Nicolae din București. Dar vreau să spun altă treabă, știi, apropo și de telefonul dinainte și de telefonul de acum, tu ai pronunțat un cuvânt magic, reclamă. Și anume, reclama mincinoasă care inundă tot și care îi face pe oamenii simpli de bună credință să-și cheltuie banii complet aiurea, luându-și și ultima economie și mai rău îndatorându-se. Gândește-te numai la reclama mincinoasă pe care o fac băncile și chiar unele societăți de asigurări, dar în primul rând băncile. Invitațiile acelea la credite, la tot. Gândește-te că la ora actuală România, care n-avea nici măcar datorii ca țară în 1989, acum are datorii de la nivelul cel mai înalt, la nivelul statului, da? Până la nivelul orașelor și până la nivelul celor ultimilor dintre cetățeni. Peste 70% dintre cetățeni în momentul ăsta sunt îndatorați. Și nu poți să plătească ratele. Și dacă am văzut cifra 70, e bine, este și cifra creditelor neperformante pe care le au acum
Mai sunteți la telefon, domnul Nicolae? Băncile. Da, da. Dar pe ce ne vedeți la, ne vedeți pe ce, pe televizor? Da, pe Rom Telecom. Pe Rom Telecom, dacă vreau să fac și eu un sondaj să văd cam pe ce ne vedem mai mult, da. Da, asta este foarte trist, dar știți că dacă spun asta pe anumite televiziuni, ce bă ăștia, că sunt nostalgic, da, da, să băi știi comunistule, că... băi că aia, că vrei înapoi, că vrei, dar eu am spus exact lucrurile pe nume, adică normal trebuia să ia ce a fost bine atunci, să se păstreze ce a fost rău, să dea la o parte, dar ei ca să fure absolut tot, au zis că totul a fost rău.